Bună, Iuliana! Bună, Marius! Ne-am distrat puțin, ne-am bucurat cu pastila de dimineață, Da. Și continuăm. care de fapt a fost un chin pentru ego. Am chinit ego. În fiecare dimineață chinim puțin ego. Da, dimineața la Îl tine și ducem la seara la mine. exasperare. Cum? Ego-ul meu înainte de culcare e chinuit. La tine înainte de culcare. Da. Ca să dorm bine. Ca să dorm bine, sigur. Suntem la 15 cât? Nu, la 16. La Nu, la 16. 15 cu 47, da. 47, da. Da. Începem? Da. Omul cel dintâi luat din pământ e pământesc. Omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, purtavom și chipul celui ceresc. Aceasta însă o zic fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Iată taină vă spun vouă, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. O clipă. Într-o... Da. Deci aici împarte în cei doi, omul duhovnicesc și omul firesc, Da. omul obișnuit, omul lumesc, să zic așa. Această împărțire nu este de ajutor, pentru că omul duhovnicesc este sufletul, omul firesc este egoul. Problema este că cum să trăim noi ca un om duhovnicesc? Ni se pare foarte dificil din poziția egotică, nu? Da. Omul cel pământesc. Acolo mergem prima dată. Noi funcționăm, trebuie să înțelegeți că funcționăm ca un om pământesc, egotic. Vin necazurile și necazurile sunt cele care distrug pretențiile omului lumesc, da? Și distrugând, ne ducem în omul ceresc. Deci omul ceresc se obține numai prin înfrânarea omului pământesc, prin restrângerea lui. Dar omul pământesc înseamnă orice, că noi ne identificăm cu esteiul, orice plăcere este, întărește eul, orice plăcere, satisfacție din exterior, întărește credința că suntem o ființă pământească, cu toate că noi suntem cerească. Da. Și soluția este să vrem să pierdem. Deci, omul pământesc, ca să ne putem distanța de el, trebuie să vrem să pierdem. Deci să nu ne preocupăm deloc de omul pământesc, pentru că va fi o plată. Deci orice plăcere pe care o facem și o punem pe primul plan din lumea aceasta, o vei plăti. Pe exemplu, un om, să zicem, zice că îi place foarte mult să fumeze sau să bea, nu? Sau să-i place să mănânce. Bun. Vă face lucrul ăsta ani de zile, zeci de ani de zile, și însă va trebui să plătească. Va veni un moment, pentru că el a pierdut energia subtilă a vieții și deodată vin bolile spre el, sau vin necazurile, sau vin accidentele. Să fii fericit că vin bolile doar. Deci cu cât omul a pierdut mai multă energie subtilă pe materie, cu atât el va avea o viață nefericită și este în pericol de a muri brusc. Un om, spre exemplu, bea foarte mult. El este fericit în băutura aia a lui, dar el pierde energie pe băutură, o pierde pe materie. Ar putea să obțină aceeași întâlnire cu Dumnezeu, că omul bea ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Sau își Da. face plăceri, de-aia își face plăceri. El mănâncă ciocolată, mănâncă mult, el vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu, starea aceea de uitare de sine, aceea e prezența lui Dumnezeu. Dar o poate obține și slujind pe ceilalți sau făcând ceea ce nu-i place. Dar la început este dureros, după care devine obișnuință, felul nostru de a fi și comportament, personalitatea noastră. Deci este, până la urmă, reușim să trăim ca o ființă cerească. Dar trebuie să înțelegem, să știi că, știi, de ce? În ce cauză omul nu face asta? Pentru că nu are definiția în cap ce este ființa cerească și ființa pământească. Trebuie să știe ce înseamnă și să nu aleagă să funcționeze ca o limbă, ca o ființă pământească. Da. Să nu aleagă lucrul ăsta. Și asta se face numai prin prima dată definește ce este
ființa cerească și o alege. Deci în fața fiecărei situații de viață alege să fie, să poate cu o ființă cerească. Dar dacă nu are definiția bună în sensul de ce câștigi, pentru că îi spui tot egoului că, uite, ce câștigă, trebuie vorbit în termenul lui de câștig-pierdere. Da. Adică îți dai seama că e dificil să îi spui că este bine să moară, este bine să nu mai se hrănească cu durere, să ne lasă în pace. E foarte greu pentru el să facă lucrul ăsta. Dar a însemna de fiecare dată, tu să știind ce este, care este definiția ființei cerești, să o alegi în cunoștință de cauză. Da. Adică de fiecare dată să o alegi. Dar este contraintuitiv, este împotriva modului nostru de a gândi viața și obiceiurilor noastre și a educației noastre și a ceea ce zice societatea, care este modelul social. E împotriva toate, pentru că a nu-ți vrea binele este de fapt Dumnezeu. A nu-ți face plăcerea până la capăt e Dumnezeu, a nu-ți căuta avantajele proprii, a nu face nimic pentru tine, a pune pe primul plan pe celălalt, a te pune pe poziție secundară, a merge spre oameni de jos în sus, a face voia celuilalt, a da dreptate întotdeauna, a accepta toate părerile, a fi de acord cu totul. Aceasta este divinul, deci este exact invers decât credem noi și facem noi. Deci îți dai seama că noi o viață întreagă funcționăm ca o ființă întunecată, o ființă Da. pământeană. Nu funcționăm ca o ființă cerească pentru că nu ne convine. Deci în fiecare moment de viață trebuie să alegi cerul. Cu cât alegi cerul în fiecare moment de viață, cu atât te apropii mai mult de el. Cu cât uiți și mai cazi, cu atât te îndepărtezi de el. Adică cu fiecare pas îți va fi mai greu. Adică cu cât alegi cerul fiecare pas, îți va fi mai aproape cerul. Cu cât în fiecare pas îți alegi plăcerile corpului și te întărești în omul pământesc, cu atât te îndepărtezi mai tare de Dumnezeu și cu atât atragi nefericirile în viața ta, pentru că ego-ul ăsta se rănește cu durere. Trebuie să înțelegem că el nu vrea fericirea. Da. Nu vrea. Fericirea lui înseamnă durere. Fericirea lui înseamnă o fericire care durează puțin, dar ea trebuie plătită. În zona aceasta, în zona egotică, orice plăcere este plătită cu foarte multă durere. Deci plăcerea înseamnă durere. În zona non-duală, în zona sufletului, el nu vrea plăcerile lumii. Nu vrea nimic din lumea aceasta. Deci noi ne înălțăm numai când nu vrem lumea. Când când nu vrem vrea. ceva din lumea aceasta, noi pierdem energie vitală, pierdem pe Dumnezeu, pleacă din noi. El este cu noi, dar nu ne mai susține. Deci noi nu lumea trebuie să căutăm, ci să ne împotrivim binelui nostru continuu. Uite-te, dacă înțelegi lucrurile în această cheie, spune și mie, este ușor, este la îndemână oricărui om să nu-și caute binele. Adică să se gândească în așa fel încât la fiecare pas să nu știe ce să facă ca să îi facă pe celălalt fericit, nu pe el. Adică pe el să se lasă, Da. să se uite. Pentru că asta e Dumnezeu. Și dacă înțelegi lucrurile în modul ăsta, îți dai seama că nimeni nu-L caută pe Dumnezeu. Toată lumea de dimineața până seară caută un bine pentru sine. Deci zi de zi de zi, el adaugă o îndepărtare de Creatorul Universului. Îndepărtare de Dumnezeu ce înseamnă? Iadul. Deci când pui Da. materia pe primul plan, ăla este iadul. Această prioritate, prioritizare a ceea ce este secundar. Deci omul trebuie zi de zi, ca să poată să depășească bariera aceea a fluiului de gânduri, el trebuie mereu să nu facă nimic pentru sine, să nu-și caute binele. A nu-și căuta binele este iubirea de Dumnezeu. Te apropii de el cu fiecare acțiune a ta prin care nu-ți cauți binele, nu-ți cauți fericirea. Deci, Dumnezeu ce este? Nefericirea egoului. Nefericirea ta, nefericirea ta e prezența lui. Și vezi că oamenii merg la psiholog, merg la preot, la avocat și sunt singuri sau au drame personale, dar ei nu înțeleg că drama aceea este drama egoului. Este doar faptul că ego-ul a numit dramă ceea ce este vindecare. Când noi zicem că ceva nu este bine, este cel mai bine.
Este exact lucrul de care avem nevoie. Când zicem că nu este drept ce ni se întâmplă, este greșit, nu e adevărat. Ce zice că este greșit este adevărat și este chiar vindecare. Nedreptatea aceea care ni se face este de fapt vindecarea. De aia ziceam că vindecătorii sunt amplificatori ai suferinței. Oamenii care noi ne ducem la ei și la preoți, la vindecători de toate felurile, ei de fapt nu ne vindecă, ne amplifică suferința și ne aruncă în iad sau ne aruncă în suferință. Sunt cei care falsifică scopul vieții noastre, falsifică și noi ar trebui să înțelegem. Deci nu se poate vindeca cineva când ai ce să vindeci la el. Este Dumnezeu care ia diferite roluri, exteriore sub comanda lui, sub porunca lui, nu poate fi comentat, deci degeaba. Totul este fără rost. Nu să-l vindeci pe celălalt, ci doctore, vindecă-te întâi pe tine. Deci este o problemă de vindecarea ta. Atâta timp cât ești descentrat, dezechilibrat și pui accent pe exterior și aștepți ca exterior să te facă fericit, același lucru vei face și cu ceea ce vine din fața ta. Adică vor veni acei oameni în fața ta care să îți arate ce este în tine. Deci problema este întotdeauna la noi, nu la oameni. Deci vindecătorul este diabolizat. Dar și pacientul care ajunge la el nu ajunge pentru că are nevoie să fie nu, urcat. Nu. Este nu? Pentru că îl cheamă el. El, interiorul lui, îl cheamă și îl creează. Îl creează și îl cheamă. Îl cheamă la el și îi arată pacientul respectiv cu chestiile acelea, care, nebunile care le are, sunt din el. Da. În momentul în care vindecătorul... Deci nu ai ce să vindeci la Dumnezeu din față, trebuie să te vindeci pe tine. Și atunci nu-ți mai vine nimic din față ca să zici că asta e greșit. Noi când ne poziționăm ca vindecător, dar dacă eu mă poziționez eu că am o problemă și mă duc la doctor sau la un vindecător, înseamnă că am nevoie să fiu urcată pe un nivel superior, nu? Exact, exact. Da, dacă Problema vorbim cu de doctor cealaltă. Este puțin mai complicată. Sunt programe care vin de la alții. Chestia asta cu necazul din viață, necazul vine ca să-ți arate un absolutizare din tine, să-ți distrugă absolutizare. Deci aici e rezolvat. Faptul că apar niște boli mai dificile este din faptul că primim programele de la alții și n-ai ce să faci. Ei au greșit de atâtea ori, ți-au dus pe programele astea care se repetă tot timpul și nu ai ce să faci. Într-adevăr, rezolvi problema la un medic, efectul îl rezolvi, că nu ai ce face. Dar trebuie să te duci după aceea în cauză și o problemă din asta care îți vine genetic, să zic, îți vine pe ramură, te obligă să ai o viață de sfințenie. Pentru că nu știi ce au făcut oamenii aceia, da? Da. Și trebuie să ai o viață de sfințenie ca să oprești loviturile din față. Dacă nu, te urcă pe un nivel superior. Te urcă pe un nivel superior de suferință. Da. Și poți să zici, da, uite, eu o viață întreagă... Am făcut bine la toată lumea și mai departe. Nu știu de ce pățesc chestia aceasta, știi? Da, O să spui. Da. Deci dacă tu ai unii contrarele și nu ai niciun fel de problemă, totuși se manifestă blestemele. Deci oamenii din spatele tău, zice un Vechiul Testament, în porunci, voi pedepsi copiii pentru răutatea părinților până la 4-lea neam. Da, dacă da. așa zice. Păi a intrat în pedeapsă. Pedeapsa, blestemul ce înseamnă? Nu-ți dau voie, nu-ți dau voie să te repari. Nu-ți dau voie. Da. Deci faptul că apare o boală din asta, pe care au avut-o și alții din familia ta, este pentru că ceea ce au făcut ei, le suferi și tu, pentru că nu-ți mai dă Dumnezeu voie să faci ceva. Deci tu poți să faci orice din lume, nu ți le ridică. Da, da. Nu se ridică chestia aia. Că i-a zis și lui Solomon, îți dau tot ceea ce nu ai cerut, îți dau înțelepciune și tot ce nu ai cerut și toată lumea dorește, dar la viață lungă, zicem, ne mai gândim că acolo trebuie să urmezi toate instrucțiunile mele, toate sfaturile mele, tot timpul. Și cum? Cum te sfătuiește el? Prin omul din față. Omul simplu din fața ta este omul lui Dumnezeu, oricare om, oricare om. Da.
Da, Este om, da. oricare om este sfânt. Nu e unul mai sfânt decât altul. Este o prostie. Da? Și își bat joc de oameni. Da? Pentru că nu se gândesc. Pentru că se folosesc de lucru, de faptul că omul este fascinat de exterior sau îi lipsesc lucruri și se luptă ca să supraviețuiască și el nu-și acordă timp pentru a cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Nu cercetează. Că aceste informații sunt spuse. Să știi că stăpâni la lume, da, ne dărâmă de nu ne vedem. Dar 10% din informație care este esențială este pusă. Da, Deci, știu. nu știu, au un fel de decență, un fel de respect față de creator. Da. Au, nu au, sau nu au fost conduși să lase, poate au Sau au fost fost chiar. conduși de divin să Da, spună da. chestia aceasta, dar nu e din voie Da. proprie. Mai dă-le și puțin adevăr. Așa, și vezi că noi facem acum arheologie. Da, Ca da. să putem să înțelegem lucrurile. Dar și omul simplu, mă gândesc eu. Că spunem că nu studiază. Păi uite, nici nu ne trece prin cap să studiem, pentru că omul simplu are încredere în biserică, în preoți, nu? Și spune, păi acolo îmi spune adevărul. Cât să studiez? Sau cât? Păi crede pe preot, că zice, a studiat ăla ca să vină să-mi spună ce-i de spus. Și cam așa. Într-adevăr, e o comoditate, dar e ca și când, nu știu, aș fi eu potcovar și ar vrea toată lumea să știe cum să potcovească sau știi, adică fiecare cu meseria lui cumva. Da. Deci noi nu avem pe cine să vindecăm în fața noastră, că pe Da. Dumnezeu n-ai ce să vindeci la El. Trebuie să vindecăm la noi. Da. Vindecarea asta ce înseamnă? Să scazi virtuțile acelea pe care le-ai pus pe primul plan. Da, da. Absolutismul acela. Ălea sunt cele care sunt distrugătoare. Și să fim atenți să nu producem altele în continuare. Și asta este problema cu vindecătorii. Vindecătorii sunt cei care produc cele mai mari dereglări posibile. Da. Pentru că nu e vorba să vindeci pe celălalt, vorba să te vindeci pe tine. El aduce în viața lui, ne pune pe noi să venim în viața lui ca să arătăm ce este în el. Îi pune pe acei oameni care le arată lor ce lucruri sunt de vindecat la ei. Aceia vin la ei. Da. Da. Și mai este un lucru care l-am spus și în tabără. Un lucru cel mai periculos este pe lume faptul că absolutizăm iubirea egotică. Noi nu vorbim despre iubirea. Când omul folosește cuvântul iubire, se gândește la avantaje pentru sine, să fie iubit. Nu se Da. gândește că doar să dăruiască iubirii și să nu aștepte nimic în schimb. Deci, cel mai periculos lucru în lume este iubirea aceasta egotică, care înseamnă a primi, a avea, Da. a câștiga. Deci noi când dorim un câștig pentru noi, de fapt vom pierde. De ce? Tot timpul trebuie să avem grila asta că ce este iubirea? Iubirea nu caută ale sale, nu vrea nimic pentru sine, nu știe decât să dea, iartă totul, acceptă totul, se lasă pe sine folosită, face voia celuilalt, nu luptă pentru dreptatea sa și adevărul său, este de acord cu toată lumea. Asta este iubirea. Și dacă observi, tot ce facem noi este invers. E pe dos. Din cauza Da. noastră, noi ne împotrivim lui Dumnezeu continuu. Nu-L alegem. În cele mai simple momente de viață, noi nu-L alegem pe Dumnezeu, nu alegem iubirea. Care însemna să te lași bătut, să fii sclavul tuturor, să nu știi ce să faci ca să-i slujești pe toți, adică să mergi pe oameni de jos în sus. Și omul zice că e dezonorant, că este o rușine să facă lucrul ăsta, cum să facă el, că pierde efort, pierde timp, că pierde energie, face un efort pentru celălalt să-și sacrifice timpul lui, nu, și energia lui pentru celălalt, el vede lucrurile ca o pagubă. Deci Da. paguba respectivă era de Dumnezeu. Deci îl aruncă pe Dumnezeu. Pentru că A nu fi... știe că e Dumnezeu. Pentru că se face un efort continuu, toată lumea, de dimineața Da. până seara, să-l verifice dacă rămâne în ego.
Deci cumva niciodată în viața lui să nu-și dă seama că exact ceea ce lui nu-i convine este Dumnezeu. Și Da. ceea ce îi convine și ceea ce dorește nu este Dumnezeu și va fi suferință acolo. Da? Deci Da. el nu știe că puținul este divinul. El nu știe că lipsa avantajelor sale este Dumnezeu. Că pierderea este prezența lui Dumnezeu. Când dă dreptate celuilalt, a intrat în divinitate. Când se lasă folosi sau face voia celuilalt și celălalt face ce vrea cu el și le exploatează, el a intrat în Dumnezeu. Păi ce Da. face? El zice, păi de ce să mă exploatez? Păi stai puțin că dacă nu te lași exploatat, nu te lași exploatat de Dumnezeu și nu-L vei cunoaște și nu-L alegi. Deci îl alege pe Dumnezeu numai cel care nu-și vrea binele. Cel care își vrea binele, nu-L alege pe Dumnezeu. Din cauza asta oamenii sunt la distanță. Iubirea divină nu-și vrea binele. Când nu cauți binele, satisfacțiile, plăcerile tale și nu le pui pe primul plan, peste nevoie, Da. atunci ai căzut. Acum, azi mă gândeam, chiar azi am vorbit cu cineva, că nouă ni se spune că suntem creația lui Dumnezeu, dar nu realizăm că însăși Dumnezeu e în creație. Sau noi suntem creația lui, dar îl avem pe Dumnezeu în noi. Noi nu realizăm. Dar știți Adică, de ce? Pentru că împărțim. da, Noi acceptăm da. pe Dumnezeu bun, dar nu-L acceptăm pe Dumnezeu rău, care ne înșeală, ne minte, ne Da, trădează, ne calcă în da, picioare, ne da. umilește. Deci noi nu avem că dacă, îți dai seama, ar dispărea imediat preoții. Imediat, instantaneu, Da, din secunda 2. da. Avocații, medicii, omul nu se mai poate îmbolnăvi. Acum durează un timp, că trebuie, are inerție. Tot ego-ul ăsta are o inerție imensă. Adică Da, este greu da. să-l schimbi, că o viață întreagă ai funcționat pe sistemul celălalt. Dar încetul cu încetul trebuie să înțelegi cu fiecare pas, cu atât mai mult el scade, cu fiecare pas. Dacă cam după un an, doi, se poate schimba soarta. Dar îți dai seama, zi de zi de zi, trebuie mereu să funcționezi pe suflet. Adică să nu vrei să câștigi pentru tine. Că asta Da. înseamnă suflet, asta înseamnă Dumnezeu. Când vrei să câștigi pentru eu, atunci l-ai pierdut pe Dumnezeu. Deci este contraintuitiv. Omul nu poate să-și închipe că Dumnezeu este să vrea să piardă, să nu Da, vrea să da. câștige, să vrea să cedeze binele său, să nu lupte pentru dreptatea sa. Ăla e Dumnezeu. Dumnezeu este nu binele tău. Când nu ți-e bine, când ți se întâmplă o pierdere, când oamenii te-au jefuit, când ți-a luat ceea ce ai prețuit tu cel mai mult, atunci ești în Dumnezeu. De ce? Pentru că ai pus ceva pe lumea aceasta și din cauza asta trebuie să ți se ia. Da. Nimic din lumea asta nu poate fi pus pe primul plan. Că vei pierde. Deci nu oamenii sunt de vină. Dumnezeu te execută pentru că ai pus materia pe primul plan. Deci El tot timpul, la fiecare acțiune a noastră ne duce în divin. Ne duce în dumnezeire. Cu durere sau fără durere. Și chiar ego-ul. Și ego-ul este tot în divin, cu pierdere însă. Deci trebuie să înțelegem că noi suntem în echilibru în fiecare clipă. Dacă, și chiar dacă un taler al balanței este dezechilibrat, el are, ca spre echilibrare, are suferință. Deci Da. suferința îl echilibrează. Deci am o direcție egotică, adică o desfășurare egotică pentru interesul meu pe un taler, iar pe celălalt taler, ca să te echilibrezi, vei avea proporțional suferință. Da. Cât mai mult bine pentru tine, cât mai multă suferință. Da. Unde ai câștigul? Că nu e niciun câștig, tot acolo te-a dus. Da. Cât mai puțin bine pentru tine, cât mai puțină suferință. Ce alegi? Tot în divin ești, tot în echilibru ești. Deci trebuie să înțelegi Da. că Da. niciuna dintre căi nu este, adică calea egotică nu este absolut rea, calea egotică e doar cu suferință. Atât, Cu asta e cât mai diferența. multă Cât mai suferință. multă suferință. Da. Adică e ca și când ai fi pus să alegi între a te dura dinții și a nu te dura dinții. Și oamenii ce? Da. Aleg să Să sufere mă din cauza doară. durerii. Nu, oamenii aleg să-i doară dinții. Și doară dinții. Și e o nebunie. Cât mai mulți dinți dacă se poate. Mi se pare că asta e prostie. E Da. prostie. Adică să E. vrei ceva din lumea aceasta și să observi că ți se plătești.
îți faci o casă frumoasă, dar apar drame în familie, copilul nu mai învață, de suferința și ce rost a avut. Am dat exemplu cu domnul acela care a considerat că se aducă soției lui luna de pe cer și a făcut o casă mare, două mașini, doi copii, nepoți, o minunăție, o putere, posibilități financiare imense. Și la ce a folosit? Că a trebuit să fie compensată. Și soția l-a trădat. L-a dus în altă direcție. De ce? Și Pentru și-a că a dat pus seama pe primul. că A trebuit casa plătită. nu mai are nicio importanță acum. Nu mai are importanță, că de are casă, Nu. deja are casă, mașină și bani. Nu îi mai Da, folosește nimic. da, da. Da? Deci a distrus ceea ce prețuia el cel mai mult. Da. Deci, trebuie să înțelegem că se plătește. Orice plăcere peste nevoie se va plăti cu o durere. Ca să te ducă în echilibru. Trebuie să înțelege că tot timpul suntem în echilibru, dar balanța contează ce pe talurul acela, dacă e suferință sau nu. Da. Contează. Și noi, nu plăcerile vieții, trebuie să înțelege că plăcerile vieții vor aduce suferință. Câtă plăcere, atâta durere, ca să te bage în echilibru. Deci, din dualitate, tot e bine așa cum este. Deci, este o stare de indiferență, că suferi, că nu suferi, este bine oricum. Dar nu este indiferent să ajungi în iad sau în rai. Nu este indiferent. Din punctul nostru de vedere, noi, ca să nu ne supărăm pe oameni și să nu fim radicali și să nu judecăm, spunem că este bine și așa și așa. Este bine oricum. Dar pentru ei, în momentul în care adună cât mai mult, pe talurul acela va fi multă suferință, pe celălalt taler. Da. Asta este. Marius, ce vrea să zică la 51? Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Trebuie să vedem mai departe. Înainte, ce zice? Zice, aceasta însă, o zic fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Exact ceea ce am zis. Deci omul Da. care pune materia pe primul plan, binele individual, ce am discutat noi până acum, nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Da. Moștenește iadul. Deci nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Când toată lumea este schimbată, oricum Puteți suntem verificați. Cum? Mai spune ceva mai departe, dacă vrei să... Într-o fărâmă, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi, căci trâmbița va suna și morții se vor scula fără stricăciune, iar noi vom fi schimbați. Da, lasă să se referă, că nu este indiferent cum pleci din lumea aceasta, dacă pleci fiind adormit, adică netrezit sau Da. schimbat, dar oricum este o șansă și în iadul acesta întâi pentru cei care pot, dar este și o neșansă pentru cei care nu pot, pentru că din iadul întâi se vede dacă sufletul nu poate să depășească și problema lui este că reacționează, că reacționează și are dorință. Deci, trebuie să ajungă în starea în care să nu reacționeze și să nu vrea nimic pentru sine. Și este pus exact în situațiile în care el aici a exagerat. În momentele în care el aici a exagerat și a urmărit interesul propriu, pe ăla vor fi lovite. Da. Adică trebuie să înțelegem că suntem măsurați tot timpul, viața noastră este cântărită și în iadul întâi vom primi exact lucrurile pe care noi, unde am rămas cu absolutizări și am zis că e lucrul cel mai bun, ți le distruge în continuare. Dar ți le distruge într-un mod în care tu nu poți să faci nimica decât să accepti. Deci în iadul întâi nu există decât acceptare, ceea ce trebuia să fie în lumea noastră și nu a fost. Da, da, Acolo da. doar accepti când ai ce faci. Dacă nu accepti, poc, pornește focul ăla interior. O mânie, o furie interioară.
care o neputință sau regret. Regret. Și până nu accepti indiferent ce să fac oamenii, ceea ce trebuia să faci pe pământ și nu ai făcut, nu ieși de acolo. Și dacă vede că nu reușești să înțelegi, atunci te scoate. Dar acolo se poate sta și sute de ani în iad întâi și îți dai seama ce chine acolo. Și se simte ca aici, suta de ani, se simte oare ca pe pământ? Dar cum să nu? Adică are aceeași eternitate ca pe Dar pământ? aceeași eternitate. Stai acolo. Păi le suferi la firul ierbii. Că aici le suferi. Da. Depinde. Și dacă vede că el își dă seama că dacă orice îți dă libertate să găsești o soluție, dar dacă vede că nu vrei și ai mânie foarte mare, ești irecuperabil. Pe mine m-a impresionat faptul că în iadul 2 imensitate de irecuperabil. O imensitate. Și vezi aici încrâncenarea din lumea noastră de aici. Încrâncenarea cu care luptă omul pentru binele propriu este suferința din iadul 2. Deci s-ar putea ca să nici nu tracă, că dacă Dumnezeu vede că nu ai nicio șansă cu el, îl duce direct în iadul 2. Nu discutăm de non-dualitate, folosim zona non-duală ca să blocăm la noi judecata și acuzația, critica și ura. Asta. Da. Deci, atât cât suntem în dualitate, noi trebuie să folosim talerul celălalt al balanței ca să contrabalansăm. Dar în momentul în care absolutizăm talerul respectiv, partea cealaltă, ne putem trezi că devenim radicali și să cădem cu iubirea în mână. Da. Să ne ducă tot în iad. Să ne împiedicăm de smerenie. Da. Deci trebuie să ajungem la nivelul în care să înțelegi că Dumnezeu este și așa, și așa, este și rău și bine. Când ajungi la acest nivel de toleranță, de îngăduință absolută, l-ai atins, ăla e raiul. E o formă de nesimțire, o formă de indiferență, neatenție, o stare de desprindere totală. Când nu mai e lucrurile personal, nu mai, nimeni nu-ți mai poate face ceva, nimic, sau ești liber. Nimeni nu-ți mai poate face nimic și fără eu nimic rău nu mai poate să vină pe tine. Deci noi ca să fim fericiți în viață, nu suntem fericiți cu materie, adăugând materie la noi, suntem fericiți când nu mai vezi niciun rău în lume și niciun vinovat și îl vezi pe Dumnezeu peste tot, atunci pornește fericirea că pierzi eu. Fără eu vine fericirea. Și fericirea este o stare definitivă în care nimic nu te mai poate afecta, nimic nu te poate îngenunchea. Dar vei fi verificat. Tot timpul vor veni verificări să te lămurească și pe tine pe ce poziție ești și să vezi dacă nu ai căzut. Că apare problema aceea că îți vin fericirile din viață în fața ta și dacă nu știi să te oprești la timp. Și fericirea nu e o problemă. Problema e când te mai oprești. Când ai depășit necesitatea. Când ai depășit necesitatea, devine rea. De ceea ce fericire devine rău. Și acolo e verificarea cea mai mare și este cea mai grea etapă a vieții pe pământ. Când tu stai desprins, crezi că ești liber, dar vin verificări și vei uita. Vei uita și vei cădea. Dacă nu ești ferm în starea aceasta, și fermitatea se obține prin exercițiu zi de zi. Adică zi de zi să refuzi comoditatea, ușorul, plăcutul, să ți le refuzi. Forța cu care le refuzi este forța ascensională în lumea de dincolo și puterea ta în lumea aceasta de a nu fi ispitit. Că zici acolo și nu mă duce pe mine în ispită. Păi cum să nu te ducă în ispită? Că trebuie să te verifice ca să vezi unde te afli. Ai nevoie de ispită. Da. Da, numai, pentru asta ai numai venit. Lucru fără sens s-au spus atât. Da. Dar sunt învârtite. Sunt multe locuri unde unul, două versete sunt excepționale sau la sfârșitul propoziției spune un lucru minunat și apare o contradicție. Spui, stai că până acum, ai văzut și tu, până da, acum mi-ai da. zis într-un fel și deodată spui că Dumnezeu e peste tot. Ce ți-a venit? A scăpat-o. Nici el nu știe ce a venit, Marius. Nu, cred că a băut vin atunci. Da, a băut vin, a băut ceva. Eu cred că i-au luat mințile și nu știe ce i-a A băut o tărie atunci și a uitat. S-a relaxat prea mult și când a reluat, n-a mai știut ce zice.
Dar ideea e că vezi că nici nu au văzut să-l scoată. După atâtea și atâtea modificări, tot n-au văzut să le scoată. Numai că ăștia nici nu știu ce să scoată. Da. Sau au alte interese, s-au uitat după alte interese. Dar, Da. într-adevăr, Biblia e periculoasă pentru stăpânirea lumea. Hai să Da. vedem dacă mai înaintăm puțin. Fiindcă trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace într-o nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace într-o nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca într-o nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca într-o nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: Moartea a fost înghițită de biruință. Păi să explicăm ce înseamnă. Deci Da. nestricăciune ce înseamnă? Să unești contrariile. Când ai unit Da. contrariile, nu mai vezi nimic mai bun decât altceva, nimic mai rău decât altceva. Și atunci ești în acceptare. Acceptarea e prezența lui Dumnezeu. Aia este nestricăciune. Și atunci ai învins moartea, că zice pe moarte călcând. Nu se poate învinge moartea și atunci înviezi. Deci Da, înviezi în da. altă viață și deja în rai. Când nu mai vezi rău în lume, ești în rai. Nici nu trece mult timp și o să pornească experiențe de extragere din corp. Da. Deci te extrage, te duce, când îți scade mental și nu mai vezi niciun rău niciunde, ai o stare de fericire continuu, ca o prosteală, parcă ești prost. Da. Ești prost așa, nu vrei nimic, râzi ca prostul, totul este bun, totul este minunat, nimeni nu îți mai poate face nimic, da? Până când verificările din față vin de Da. toate felurile și să te verifice. Să nu ai siguranța că ești absolut desprins. Nu știu dacă noi putem pe pământ să fim absolut desprinși. Nu știu. Și din cauza asta trebuie să fim cu ochii pe noi. Să... Știi cum? Deci desprinderea trebuie să o câștigi în fiecare moment al vieții tale. Adică de fiecare dată trebuie să nu știi ce să faci ca să nu-ți faci binele. Deci să te ferești Da. de binele tău, de plăcerile tale, de satisfacțiile tale, mereu să le oprești și oprindu-le, atunci sufletul devine puternic și nu mai poate să vină o neplăcere. Că dacă îți vine verificarea îți vine pentru că încă nu ești desăvârșit. De aceea vine verificarea. Că nu ești Da. deplin desprins de materie. Mai ai locuri și în locurile unde ești atașat, acolo vine drama. Deci noi cum se trăiește în viață? Trebuie să nu vrei viața, trebuie să nu vrei plăcerile ei, nu trebuie să vrei să reușești, nu trebuie să vrei să câștigi, să cedezi victoria tot timpul. Să nu fii interesat să fie mai bine. Nici gândul să nu-l ții la lumea aceasta. Că nu... Deci când ții gândul la lume și vrei un bine, vei primi un rău. Deci să te Da. ferești și la gând. Că am dat exemplu acela cu propolisul. Păi n-am mare chestie ce am făcut. M-am gândit la un rezultat pozitiv pentru prietenul meu. Gând. În viitor. Și gândul ăla a determinat o acțiune de tipul acela al directoarei. De respingere. Deci viața te respinge dacă vrei ceva de la ea. Viața este exact ca nu știu cum să zic, ceva foarte frumos care în momentul în care te duci spre el te-a respins. Te-a Ca respins o pentru că plantă carnivoră, cumva. ca o plantă carnivoră care te atrage în toate modurile. Deci ai văzut la Da. planta carnivoră, este extraordinar de frumoasă ca aspect. Da. Miroase deosebit de plăcut și are nectarul ăla dulce, mirea aia dulce. Pipiciul ăla, nu știu ce. Deci e în toate formele Da, atrăgătoare, în toate aspectele. Vezi ce da. frumos Da, gândit? Da, așa este viața. Și dacă te duci pe ea, te-a mâncat. da. Da. Te-a halit. Deci o mașină frumoasă, o casă mare, mulți bani, ne halește. Da. Ne halește și ne Suntem mănâncă. haliți. Sunt ne haliți, da. Da. Continuăm? Da. Bun. Moartea, unde este moarte, unde este biruința ta? Moarte, unde este boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Deci aici e interesant, deci noi murim în momentul în care punem viața pe primul plan. Nu ne lăm la ce spune el aici cu păcatul, că Da. noi murim pentru că absolutizăm virtuți, Da. idealuri, principii, reguli, morală. Din cauza asta murim. Asta înseamnă moartea.
Pentru că în momentul în care le absolutizăm, creăm inversul, creăm pe cel care trebuie să vină să ne le distrugă. Și pot fi oameni de toate felurile. Omul acela, în loc să-și bată viața lui, să aibă o viață fericită, noi îl chinuim și îl punem să vină să ne distrugă nouă absolutismul. Că noi zicem că o căsătorie fericită este așa și așa și așa. Și primim pe dos. Da. Și asta e lege. 57. Dar mulțumită lui Dumnezeu, celui ce ne dă nouă biruință, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Drept aceea, frații mei iubiți, fiți statornici, neclătinați, sporind în lucru Domnului, pururea, fiind bine știind că osteneala voastră nu este deșartă întru Domnul. Deci, fiți statornici, este foarte bine, neclătinați, sporind în lucrul Domnului, dar Domnul este exact ce nu-ți place ție, adică să nu-ți vrei plăcerile, ăsta e Dumnezeu, pururea, deci veșnic, bine știind că osteneala voastră nu este deșartă întru Domnul. Deci veți fi răsplătiți. Păi este, răsplata se întâmplă chiar acum. Că noi urcăm și coborâm chiar în momentul acesta, pe scara raiului. Deci dacă stăm neclătinați și statornic în starea aceasta de abandonare de sine totală, ce trebuie să fac tu, ființă, să mă las pe mine tot timpul, da, tot timpul? Deci el cu vocea lui a făcut un efort din treburile lui și l-a lăsat puțin deoparte, nu? Sau l-a făcut concomitent și a venit și mi-a spus că trebuie să te lași pe tine tot timpul. Cuvântul lui, vocea lui, arată cât de important este să nu pui preț pe nimic din lumea aceasta, să nu pui mai peste decât Divinul. Divinul înseamnă nu mai mult bine pentru tine. Exact ce nu le convine. Acum ultimul capitol, 16. 16. Strângerea de ajutoare pentru frați. Timotei, Apollo, casa lui Ștefana, închinăciuni. Cât pentru strângerea de ajutoare care este pentru frați, precum am rânduit bisericilor Galatiei, așa să faceți și voi. Dar fiecare zi întâi a săptămânii, fiecare dintre voi să-și pună deoparte și să strângă din câștigul ce a avut, ca să nu se facă strângerile de-abia atunci când voi veni. Iar după ce voi veni, pe care îi veți socoti, pe aceea îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Și de va fi cu cale, ca și eu să mă duc, vor merge împreună cu mine. Ci voi veni la voi când voi trece prin Macedonia, fiindcă iau drumul prin Macedonia. La voi poate că voi rămânea mai mult sau voi și ierna ca să mă petreceți în călătoria ce voi face. Căci nu vreau să vă văd acum numai întreagăt, ci am nădejde să zăbovesc la voi câteva vreme, te va îngădui o Domnul. Voi rămâne însă în Efes până la prasnicul cincezimii. Căci mi s-a deschis o ușă mare spre lucru mult și sunt mulți protivnici. Când va veni Timotei, luați seama să fie la voi fără de teamă, căci lucrul Domnului lucrează ca și mine. Nimeni de să nu-l disprețuiască, ci să-l petreceți cu pace ca să vie la mine, că îl aștept împreună cu frații. Cât despre fratele Apollo, l-am îndemnat foarte mult să vie la voi împreună cu frații, dar nici de cum ne-a fost voia să vie acum, ci va veni când va găsi prilej. Privegheați, fiți statornici în credință, fiți bărbați, întăriți-vă. Toate ale voastre într-o dragoste să se petreacă. Asta e interesant. Toate ale voastre într-o dragoste, adică abandonare de sine. Asta înseamnă dragoste. Dragoste pentru alții. Pentru ceilalți, da. Și când da. Te abandonezi, adică toate ale voastre într-o slujire aproape lui să se petreacă. Na, vedeți dacă le convine la cineva. Da. Vă rog însă, fraților, știți casa lui Ștefana că este pârga Ahaiei și spre slujirea sfinților s-au rânduit ei pe ei înșiși. Că și voi să fiți supuși unora ca aceștia și oricui care lucrează împreună și se ostenește. Să fiți supuși. Da. Unora ca aceștia nu și Nu unora ca oricui. aceștia, ci tuturor. Tuturor, da. Mă bucur Așa de cum venirea... Dumnezeu este supus nouă. Da. Este supus tuturor, la toate formele de existență. Nu e mai mult unia decât altuia. Sau mai puțin.
Mă bucur. Mă bucur de venirea lui Ștefana, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră și au făcut să se odihnească duhul meu și al vostru. Cunoașteți bine, deci, pe unii ca aceștia. Se închină vouă bisericile Asiei, vă îmbrățișează în Domnul cu tărie Acvila și Prisca, împreună cu biserica din casa lor. Vă îmbrățișează frații toți, îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă. Închinuciunea mea vă scriu cu mâna mea, eu, Pavel. Cel ce nu iubește pe Domnul să fie anatema. Maranatha, Domnul vine. Ne oprim. Ne Da. oprim. E foarte interesant. Deci, ce nu iubește pe Domnul să fie anatema. Deci, este anatema. Cel Da. care pune binele său pe primul plan nu îl iubește pe Dumnezeu și este anatema, adică se blesteamă pe Da. sine. Că asta Da. înseamnă. Deci, acțiunea, preocuparea exagerată pentru binele individual este împotrivire la Dumnezeu. Pentru că De înseamnă eu pe primul plan, înseamnă dreptatea mea, adevărul meu, binele meu. În momentul în care stăpâna lumii au creat această societate a bunăstării, ei au făcut-o cu bună știință, pentru că bunăstarea pusă pe primul plan înseamnă materia, înseamnă ego puternic, înseamnă iadul. Deci ne îndreaptă pe toți, ne încolonează așa, ca la armată și mergem cu toții în iad, în prăpastie. Maranatha, Domnul vine. Darul Domnului Isus cu voi, dragostea mea cu voi, cu toți în Hristos Isus. Amin. Da. Am învățat lucruri interesante și de aici Da. o să urmezi epistola a doua a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni. Da. Arheologie. Arheologie. Să vedem ce Da. descoperim din ea. Să vedem ce le scrie în epistola a doua. Oricum totul este frumos așa cum este. Da. Da. Deci, ultimul nivel care poate fi atins este să nu vezi niciun rău niciunde și niciun vinovat, să vezi pe Dumnezeu și în răul care ți se face și în răul care îl faci tu, deci nu te poți simți vinovat de nimic, mereu să spui Dumnezeu face, Dumnezeu dă, Dumnezeu ia, Da. fie numele Domnului binecuvântat. Nu ai ce, nu vă rămâne decât lauda. Nu vă rămâne decât lauda, da. Super. Super. De Îmi ce place m-ați foarte mult. părăsit, mai spune Dumnezeu? De ce m-ați părăsit? Da. Da. Bun. Mulțumim frumos. Bun. Mulțumesc, Marius. O zi Seara bună. frumoasă. Nu mai bine.